Bine v-am regăsit, dragi doamnelor și domnilor, la Târgul de Cariere. În continuare o să avem un interviu foarte interesant cu Sorina Bradea, care este Managing Partner Raw Marketing. Haideți să o primim pe Sorina în platou. Salut! Bine v-am găsit! Mă bucur să fim din nou alături. Bine ai venit, Sorina, la livestream-ul Târgul de Cariere. Am câteva întrebări pentru tine. Mă bucur și eu că suntem alături și cred că ai fi dispusă să-mi răspunzi la aceste întrebări. Întotdeauna îmi plac întrebările. Perfect. Bun, uite, Raw Marketing este de 24 de ani pe piață. Mai puțin, încă puțin și vă apropiați de un fel de nuntă de argint în familia Raw Marketing. Acestea fiind spuse, care este cea mai frumoasă amintire din acești ani în Raw Marketing? Am să încep prin a face o mică corecție la această nuntă de argint care a avut loc anul trecut. Pentru că, de fapt, în 2020 am făcut 25 de ani de când suntem pe piață, dar, într-adevăr, datorită conjuncturii ciudate în care ne-am preocupat mai mult de oameni, de siguranța lor, decât de aniversări, a trecut ușor neobservată, așa încât o să avem o nuntă de argint plus 5 ani la 30 de ani. Aia sigur toată lumea va ști că vom face 30 de ani, așa că mai avem de așteptat 4 ani. Dincolo de asta aș vrea să îți răspund întrebării tale vis-a-vis de amintirile mele frumoase. La un moment dat, împreună cu prietena și asociata mea, Carmen, spuneam că vom scrie o carte tocmai despre aceste amintiri, unele destul de spectaculoase, din istoria firmei noastre. Pentru că dacă astăzi Raw Marketing este cunoscut ca un furnizor de programe de training, cândva am făcut inclusiv organizări de conferințe, deschideri de fabrici prin tot felul de țări, cum ar fi Rusia, de-a dreptul până în îndepărtata Siberie, respectiv mai aproape în Moldova de peste Prut. Așa încât, legat de aceste evenimente, avem tot felul de întâlniri și amintiri interesante, nopți nedormite, 24 de ore din 24 lucrate împreună cu echipa noastră să organizăm deschideri de fabrici cu echipe multinaționale și una din aceste întâlniri, una din aceste amintiri este tocmai legată de un astfel de eveniment în care am organizat deschiderea fabricii Coca-Cola din Krasnoiarsk. Și după acea deschidere super fastuoasă și cu o mulțime de invitați veniți de peste hotare, ne întorceam în țară și am făcut popas la Moscova, pentru că nu există zbor direct până în Europa decât prin Moscova. Drept urmare, ne-am oprit să ne tragem un pic sufletul și după un efort de 6 săptămâni de organizare de evenimente acolo, vorbeam și una dintre colegele mele mă întreba cum a fost, ce a fost bine și Sorina nu răspundea. Și Sorina nu răspundea pentru că dormea în fotoliu. Pentru că și atunci toată lumea a făcut liniște în jurul meu ca să mă lase să mă odihnesc. De ce spun că este o amintire frumoasă? Pentru că spune ceva despre echipa noastră. Întotdeauna am încercat să avem grijă unii de alții, unele de celelalte, fiindcă știm că pentru noi fiecare om din echipă contează. Înțeleg, foarte, foarte, foarte frumos. Mă gândeam la încă o amintire, puțin de altă natură, și anume primul curs pe care l-am ținut împreună cu Emilia. Emilia este fiica mea și ea lucrează împreună cu noi în echipă și am avut așa o dublă mândrie, atât ca și antreprenor, cât și ca și mamă, să văd că există o continuare pentru business-urile noastre în momentul în care
Atât eu cât și asociata mea o să zicem gata. De acum încolo noi suntem doar consilierii firmei și nu părțile ei active. Deci are cine să ducă mai departe ceea ce am început noi. Super, super, super. Uite, am înțeles că oferiți o serie și, cum ai spus și tu, o gamă mai largă de servicii. Poți să ne povestești puțin despre ele? Da. Cred că evoluția noastră este evoluția firmelor de training românești private. Adică dacă la început, de la cursuri de o zi și până la programe de lungă durată, am făcut orice ne cereau clienții, astăzi cumva ne-am așezat, aș zice că ne-am maturizat. Și ceea ce facem noi în momentul de față sunt programe de lungă durată, programe de dezvoltare care au impact în organizații. Pentru că, de fapt, asta este ceea ce vrea fiecare companie să vadă, că trainingul este o investiție și nu o cheltuială. Ori ca să fie o investiție, trebuie să fie programe de lungă durată. Noi ca și organizație, deși tocmai vineri la Forumul Oamenilor de Afaceri din Budapesta, am avut surpriza să mă întrebe cineva: a, voi faceți marketing? Da, face marketingul persoane, este o ușoară inducere în eroare acest raw marketing, însă face marketingul persoanelor și nu al produselor. Însă ceea ce facem sunt, de fapt, programe de dezvoltare, consultanță în zona de resurse umane și mai recent am devenit parteneri pentru ROI Institute, care este Return on Investment Institute din Statele Unite, tot datorită faptului că în momentul de față clienții se uită să vadă care este Return on Investment pentru orice program de HR. Și un al doilea parteneriat pe care l-am făcut este cu Balance Scorecard Institute, tot din Statele Unite, pentru că din ce în ce mai mult firmele se uită către a-și dezvolta strategii, se uită către a crea strategia împreună cu oamenii și nu doar cu top managerii care au o anumită viziune. Deci acestea sunt cumva noutățile pe care le-am adus și le-am adus tocmai în perioada de pandemie. Deci noi am semnat aceste parteneriate la final de 2019 și în 2020. N-am stat pe loc. De ce n-am stat pe loc și de ce am simțit nevoia aceasta de a crește? Este pentru că așteptările clienților cresc. În același timp, în perioada de pandemie, ceea ce a avut foarte mult de suferit a fost tocmai trainingul clasic. Ca să vin și la a doua parte a întrebării tale, au avut de suferit cursurile față în față, pentru că au existat o mulțime de restricții, dar dincolo de restricții, în mod firesc, companiile s-au străduit să investească mai degrabă în siguranța angajaților decât în dezvoltarea lor și, să fiu sinceră, mi se pare o preocupare firească, pentru că ai nevoie de oameni sănătoși și de oameni care să se simtă în siguranță atunci când vin la lucru. Și tot ceea ce a fost legat de development a fost puțin postponed, amânat, pentru anul acesta, pentru anii care urmează. Noi ceea ce am făcut ca să putem să așezăm în locul cursurilor față în față altceva, am trecut foarte mult online. Ceea ce înseamnă că ceea ce planificam de ani de zile să se întâmple, iată că această pandemie ne-a obligat să facem mult mai repede. Sau să facem într-un timp, și noi ca și vaccinul, știi? Vaccinul s-a dezvoltat în mod normal în 10 ani, s-a dezvoltat în 5 luni. E așa și noi. Noi ne-am planificat 5 ani și am implementat în 2 luni online-ul. Și asta este modul în care noi am reușit să facem față pe zona de training. În mod surprinzător, aproape deloc nu a scăzut partea de recrutare, cel puțin pentru noi, cu toate că știu că sunt multe firme în piață care și-au redus semnificativ serviciile pe zona de recrutare. La noi nu s-a întâmplat asta.
Aproape că aș spune dimpotrivă, mult mai multe firme au apelat la noi pentru zona de recrutare și o altă zonă care cumva a crescut spectaculos a fost partea de coaching. Pentru că, și când mă refer la coaching, vorbim nu despre life coaching, pentru că noi nu facem life coaching, ci facem business coaching. Ei, am avut o explozie de solicitări pe partea aceasta și poate că și asta este firesc, având în vedere evoluția sau stagnarea, poate, anului trecut. Deci cam asta este modul în care noi am reușit să parcurgem un 2020 extrem de provocator. Într-adevăr, extrem de provocator. Și dacă tot eram la servicii, crezi că ne îndreptăm înspre o regândire a team building-ului? Care crezi că sunt team building-urile viitorului? Da, cred că aici pentru noi va fi un avantaj, pentru că noi de câțiva ani de zile pledăm pentru un alt fel de team building. Adică eu nu cred și noi nu credem că a ieși la iarbă verde cu echipa, a face doar două zile de exerciții, de debriefing-uri și de action plan-uri, ajunge pentru a construi o echipă pe termen lung. Și milităm deja de vreo 3-4 ani de zile pentru ideea de a avea un team building integrat în viața de zi cu zi a echipelor. Și eu cred că ceea ce se întâmplă acum va duce firmele exact către asta. Adică pot să am un kick-off meeting în care să existe un eveniment de team building, însă acel eveniment de team building în mod obligatoriu va fi urmat de tot felul de mici acțiuni pe care echipa să continue să le facă împreună. În mod sigur vor exista aceste aplicații pe care le folosim în mod curent pe telefoane, pe, nu știu, să-ți reamintească astăzi cu câți colegi ai stat de vorbă, astăzi la câte persoane ai dat bună dimineața sau bună ziua. Nu uita să-i dai feedback colegului cu care ești în echipă de o lună de zile. Adică acele mici tips and tricks, dar care te fac să fii activ angajat în a dezvolta și a consolida echipa. Deci după părerea noastră și programele noastre de team building chiar se îndreaptă deja în această direcție, vor fi de lungă durată, vor fi programe care au cu adevărat impact în viața echipelor. Ele vor fi integrate poate chiar și în felul în care se derulează întâlnirile de echipe, ședințele pe care ei le au, pentru că și asta înseamnă team building. Poți să transformi într-un mic exercițiu de team building felul în care discuți despre KPI și obiective. Da, trebuie să știi să faci asta și atunci eu cred că rolul nostru al firmelor care furnizăm astfel de servicii este și să învățăm clienții cum să-și transforme acțiunile pe care oricum le fac în acțiuni de consolidare a echipei. Că team building nu asta înseamnă, construiesc echipa, dar o și consolidez. Deci cred că asta e viitorul. Este și digital, și față în față, dar sigur integrat în viața de zi cu zi a echipelor. Înțeleg. Bun, Sorina, înțeleg că la Romarketing cuvântul cheie este parteneriate. Care e definiția unui parteneriat solid din perspectiva HR-ului? Dacă a trebuit să privesc... Și aici vorbim foarte mult despre rolul HR-ului într-o organizație. HR-ul, nu întâmplător, se spune că este un partener solid dacă vorbește limba de business. Adică dacă eu dezvolt, sunt într-o organizație, fie ca și furnizor intern, adică HR departmentul, fie ca și un furnizor extern firmă, este foarte important să vorbim limba performanței, limba return on investment-ului,
ROI-ul, da? pentru business. Adică este extraordinar de frumos să dezvoltăm programe, să propunem nu știu ce procese digitalizate din punct de vedere a HR-ului. Dar care e impactul în business? Care este impactul pentru client? Pentru că, la urma urmei, și chiar spunea foarte frumos cineva ieri la un interviu pe CNN, salariile le plătește clientul, nu firma. Și atunci, eu, dacă sunt un departament de HR și mă gândesc la un program pe care vreau să-l dezvolt sau la o aplicație nouă pe care vreau să o achiziționez sau să o creez în firmă, întrebarea mea, ca eu să fiu un real partner pentru business, este care va fi impactul final la client prin ceea ce fac eu. Și atunci cred eu că HR-ul, așa cum se întâmplă în foarte multe organizații, va sta la masă cu seniorii din firmă. Pentru că HR managerul și echipa de HR este o echipă strategică. Pentru asta, ei trebuie să se perceapă ca fiind o echipă strategică. Dacă HR-ul se vede pe sine ca doar cei care calculează pontajele, nu știu, dau la sfârșit de lună salariile, fac exit interviurile și cu asta am terminat, niciodată nu vor fi considerați un partener real. Da? Deci depinde cum se poziționează, zic eu, strategic, pentru ca într-adevăr să fie considerat un parteneriat HR-business. Înțeleg. Sorina, când putem spune că o companie este puternică? Știi, asta e ca și când întrebi pe cineva dacă ce înseamnă succesul. Da, e o întrebare mai într-adevăr. Da, e foarte bună întrebarea, fiindcă ne duce în zona de a gândi pentru fiecare ce înseamnă succes, ce înseamnă să fii puternic. Înseamnă să fii puternic dacă ai o cotă de piață foarte mare? Înseamnă să fii puternic dacă ai, nu știu, 2% din piață, însă ai parteneriate de 20 de ani cu firmele cu care lucrezi? Înseamnă să fii puternic atunci când oamenii din training cu care ai lucrat vin după aceea la tine când au plecat într-o altă firmă și spun: am vrea să lucrăm cu voi pentru că am lucrat dincolo și știu ce faceți. Sau oamenii pe care i-am evaluat în diverse contexte și situații se întorc și spun: știi, am un copil care acum este în clasa 10-a și cred că voi ați putea să-l ajutați să se orienteze în carieră. Păi de ce crezi tu asta? Că uite, noi am făcut cu voi tipurile acestea de evaluare, pentru că cred că este util. Ce înseamnă să fii puternic? Toate astea la un loc? Să ai și cotă de piață, să ai și parteneriate pe termen lung, să ți se întoarcă oamenii odată plecați, adică să meargă, să n-ai nevoie de PR sau de reclamă, ci ai deja niște ambasadori de brand între cei cu care ai colaborat. Poate că toate astea împreună înseamnă puternic. Noi suntem, așa cum am spus, nu anul trecut, pe Romarketing am făcut 25 de ani de activitate. Înseamnă asta că suntem puternici? Pentru noi înseamnă că suntem puternici. Ca după 25 de ani, o firmă 100% românească să fie încă în piață, nu doar să fie în piață, ci să vină cu noutăți în piață. Să vină cu servicii noi, cu abordări noi. Eu cred că și asta înseamnă să fii puternic. Cred că înseamnă să fii puternic și să recunoști: nu sunt, aici nu e masa mea. În schimb, pot să-mi fac parteneriat cu cineva acolo unde nu-i masa mea. Adică, așa cum vorbim despre lider, că trebuie să-și recunoască vulnerabilitățile, cred că o firmă este puternică atunci când își recunoaște vulnerabilitățile și pe acele vulnerabilități știe să facă parteneriate și să facă colaborări. Pentru că dacă vom încerca să fim buni pe toate direcțiile, vom ajunge să nu fim buni pe nimic. Pe niciuna, exact. Exact. Și să fim mediocri. Ori noi nu ne dorim să fim mediocri. Noi ne dorim să fim puternici pe ceea ce are clientul nevoie de la noi.
Nu știu dacă am răspuns întrebării tale ce înseamnă să fii puternic. E un răspuns mai bun decât mă așteptam, să știi. Deci, mulțumesc, da, Andrei. E perfect, e perfect. Pentru că, cum ai zis și tu, sunt multe elemente care fac o companie să fie puternică. Ei, tu ne-ai și enumerat o bună parte din ele. Deci sunt convins că și publicul are o înțelegere puțin mai bună despre ce înseamnă o companie puternică. Că și asta e un cuvânt cam generalist. Bun, în continuare, care e următorul curs pe care îl puneți la cale la RoMarketing? Poți să ne povestești un pic despre el? Da, este un curs pe care l-am pus deja la cale, pentru că el începe chiar astăzi. Este un workshop format din două module. Astăzi va fi primul modul, mâine va fi cel de-al doilea și este despre engagement. O temă pe care eu o consider extrem de importantă în această perioadă și întotdeauna mi-am dorit să găsesc în limba română cuvântul potrivit pentru engagement. Când zicem în engleză engagement, parcă imediat simți ce înseamnă cuvântul ăsta. Exact. Dacă îl zicem în română, mergem către. Engagement înseamnă a fi implicat, dedicat, adică ne trebuie multe cuvinte ca să descriem ce înseamnă acest cuvânt în engleză, dar e important. Workshopul nostru va fi despre ce pot să facă firmele pentru ca să identifice exact zonele în care trebuie să intervină. Pentru că nu întotdeauna când vorbim despre lipsa de dedicație, de implicare a angajaților, se întâmplă la fel în toate departamentele. Adică s-ar putea să avem niște departamente care sunt extraordinar de dedicate și implicate și în aceeași companie am un alt departament care suferă și care sunt blazați și sunt indiferenți și parcă sunt niște oi bete pentru că habar n-au ce să facă. Și atunci întrebarea este, noi ce facem? Și de foarte multe ori, din păcate, firmele caută soluții universale. Adică nu caută soluția punctuală. Avem câțiva clienți din fericire care sunt interesați de aceste soluții punctuale, dar deocamdată destul de puțin. Cei mai mulți vor să vadă la company level, la nivelul companiei, ce ar putea să facă. Și atunci sigur că cel care este deja implicat și dedicat zice, dar eu n-am nevoie de chestia asta. Eu chiar sunt acolo cu tine, iar celălalt, care poate că are mult mai mare nevoie de a te ocupa de el, de a veni, poate să apreciezi ceea ce face, că de obicei în zona de recunoaștere avem mari provocări, da? Deci growth și recognition, de obicei astea sunt zonele provocatoare, ei nu se simt suficient de mult băgați în seamă. Și atunci workshopul nostru va fi tocmai despre cum anume să faci aceste intervenții și ce fel de intervenții ai putea să faci ca ele să fie utile. Acum acest workshop este un pic mai special pentru că el se leagă și de cealaltă firma noastră de Thomas România și alături de mine va fi Mark Slasky, care este un consultant englez, psiholog și care este pasionat de tot ceea ce ține de engagement, respectiv neuroscience și engagement. Deci va fi un workshop foarte interesant. Și ca să mă uit un pic în perspectivă, vom avea o serie de webinarii online sau workshop-uri online, că nu mai știu cum să le spun, care sunt destinate unele oamenilor din recrutare, pentru că vorbim despre, de exemplu, o serie de 7 module pe zona de recrutare online, în care vorbim de la cum să faci interviurile online până la brandul de angajator și parte de onboarding, respectiv un alt workshop online care se numește Conversații dure, pentru că avem, mai ales în această perioadă, conversațiile acestea dure sunt la ordinea zilei, oamenii sunt obosiți, nu mai au disponibilitate la fel de mult, apăsarea e destul de mare și atunci e important să știi cum să-ți duci aceste conversații în așa fel încât să poți să gestionezi conflictele, nu să le anulezi, dar trebuie să le rezolvi. Da?
Un alt, apropo de ce facem, un alt workshop online, iarăși interesant, este cum să-ți gestionezi energia. Pentru că toată lumea zice cum să-ți gestionezi timpul. Care timp? Timpul e 24 de ore pentru toată lumea. Nici mai mult, nici mai puțin. Mă rog. Oamenii de știință ar zice că la milisecunde începe să scadă, dar nu îl simțim încă. În schimb, poți să-ți gestionezi energia. Da? Deci, acestea sunt cursuri online, scurte, pe care le-am pus la cale și pe care le derulăm, nu doar pentru companii, ci și pentru persoanele fizice care doresc să participe. Însă observația noastră este că, în special, companiile sunt interesate de ele, respectiv angajații din companii. Ah, aș mai putea să zic multe, că facem multe, dar astea sunt cumva cele la care oricine are acces, dacă este curios, să se așeze mai bine cu sine. Zic eu. Sorina, cum, dacă tot vorbim despre așa de multă muncă, cum rămâne practic cu echilibrul dintre viața personală și viața profesională în această practic eră de muncă remote? Ce e aia echilibru? O întrebare foarte bună, să știi. Uite, asta cred că vrem mult să aflăm, sincer. Da. În urmă cu câțiva ani de zile am avut un program de mentorat cu o persoană foarte dragă mie, cu care am și rămas în relații apropiate, și când am început programul de mentorat, am zis, bun, care vrei tu, care este obiectivul programului nostru de mentorat? Și a zis, vreau să mă ajuți să ajung la echilibru între viața personală și viața profesională. Și am spus și ei, ceea ce o să vă spun și vouă acum, nu există. Deci, echilibru. Echilibru înseamnă să pun, nu, într-o relație perfect egală, da, viața personală și viața profesională. No way. No way. Întotdeauna vor exista perioade în care ne vom dedica mai mult timp vieții profesionale, respectiv ne vom dedica mai mult timp vieții personale. Da? Deci profesional uneori primează, alteori primează personalul. Echilibru este cu mine însumi să mă simt împăcat atunci când am acest dezechilibru. Aha. Adică să conștientizez că este o perioadă în care vreau să mă ocup mai mult de familie, copii, nepoți și așa mai departe, și atunci înseamnă că implicit viața profesională va cădea pe planul 2. Da? Dar în mod conștient știu că fac asta, așa după cum sunt perioade în care zic, ok, acum afacerea mea are nevoie de atenția mea totală, am să vă rog să mă iertați dacă în familie voi fi mai puțin prezentă decât poate că ați avea voi nevoie. Dar important este ca eu să fiu împăcat cu acest lucru sau împăcată cu acest lucru și să nu simt o continuă frustrare că n-am timp destul pentru aia sau pentru cealaltă. De-aia vorbim de managementul energiei. Da? Pentru că eu, de fapt, îmi gestionez energia așa după cum eu îmi stabilesc prioritățile. Pentru că, la urma urmei, vorbim despre priorități. Ce este într-o anumită perioadă prioritar? Poate că vreau să-mi consolidez cariera. Atunci știu că voi aloca mai mult timp carierei. În perioada aceasta remote, după părerea mea, n-a mai existat o limită sau o demarcare, nu o limită, o demarcare între viața profesională și viața personală. Pentru că se cam cu toate că în anumite țări, dacă vorbim despre remote work și despre home office, se spune foarte clar, trebuie să ai o încăpere dedicată în care tu îți faci munca. Ok, hai să spunem că avem această așteptare și la noi. Câte lume își permite să aibă o încăpere în care să-și facă doar call-urile, să lucreze la rapoarte, să își gestioneze echipa, face asta din bucătărie, din living, unde poate că în paralel copiii sunt la online school,
nu? Și vorbesc în paralel. Și atunci este, de fapt, un mix între viață personală și viață profesională. Cred că asta nu-i sănătos. Nu atâta echilibru acela pe care am vrea să-l creăm, ci faptul că nu mai există o demarcare clară. Numai ăsta mi-e spațiu personal și acesta mi-este spațiu profesional. Și cred că asta va fi una dintre provocările smart working-ului. Da? Să reușim pentru oameni să asigurăm această separare, n-ajunge să le dăm laptopuri, să le creăm conexiune la internet, să le dăm acces la ERP-urile cu care lucrăm în companii. N-ajunge. Este important ca oamenii să înțeleagă, lucrez 2 ore, dar alea 2 ore sunt dedicate jobului, poate că fac după aceea o oră pauză în care sunt cu copiii, cu familia și așa mai departe, reiau, dar viața profesională e viață profesională și ea nu se termină la 10 noaptea, așa cum se întâmplă iarăși în multe companii. De ce? Pentru că angajatul se simte vinovat că n-a lucrat în timpul zilei. Poate că, nu știu, și-a dus copiii la școală, la grădiniță, i-a luat de la școală, s-a dus să ducă medicamente părinților și așa mai departe. Adică și-a fragmentat cele 8 ore pe care în mod normal ar fi petrecut la birou sau undeva în spațiu de office, nu? Și atunci, ca să recupereze acele fragmente, lucrează până seara târziu. Asta duce la epuizare. Și atunci, sigur că omul nu mai are, nu mai poate să facă distinție când se termină viața profesională și când începe cea personală. După părerea mea, astea sunt provocările. Am înțeles. Deci identificarea clară a timpului și a spațiului, practic, de muncă. Corect. De muncă, da. Și de viață profesională. Da. 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 Asta este părerea mea, cel puțin. Sorina, îți mulțumim foarte, foarte mult pentru răspunsuri. Ne bucurăm că am aflat și un pic mai multe despre remarketing și uite niște puncte foarte interesante de vedere și despre piața de traininguri și așa mai departe și despre, bineînțeles, viață personală, viață profesională și îți mulțumim foarte mult că ai fost alături de noi. Cu mare drag, Andrei, și data viitoare promit să vorbim și despre Thomas International și ce face el. Deocamdată, perfect, sper că v-am dat răspunsuri care să fie utile și nu doar interesante. Sunt mulțumesc pentru sigur. Invitație. Mulțumim și noi pentru prezență. Sunt absolut sigur că răspunsurile sunt utile. Bun, mulțumesc. Mulțumesc, Sorina. Dragi doamnelor și domnilor, revenim după o foarte scurtă pauză la Târgul de Cariere. Nu plecați nicăieri! Muzica